S-a creat o situație în ceea ce o privește pe Ionela. Ieri în live știți că aceasta nu a mai dorit să intre pentru că s-a simțit jignită. De fapt, inițial i-a spus lui Albert că s-a făcut bullying asupra ei. În gala de astăzi, doamna Simona a explicat că una e bullying-ul și alta e jignirea și a insistat toată lumea să spună despre ce e vorba cu subiect și predicat. Însă nu a vrut, a zis că nu mai repetă cuvintele acelea. Toată lumea a început să-și dea cu presupusul despre ce ar putea vorbi Ionela, la ce jigniri face referire. Doamna Iuliana nu se simte vinovată, spunea că la adresa ei a spus doar că sigur nu știa despre acest inel al soacrei și cam atât. Până la urmă și-au dat seama că, de fapt, doamna Ionela i-a mai spus, dar lui Albert, că el a spus că vrea o fată care să nu fie mai mare decât el și așa mai departe. Și de aceea s-ar fi simțit jignită, dar așa, cu subiect și predicat, nu a dorit să spună Ionela exact cuvintele jignitoare. Am sesizat însă pe parcursul materialului, când s-au dat imagini cu concurenții din platou, că doamna Iuliana, dar și Adriana zâmbeau, se amuzau cumva de cele văzute. S-a extins acest conflict și la mame, doamna Iuliana cu doamna Mariana, a intervenit și Maria în apărarea doamnei Iuliana și până la urmă tot nu s-a lămurit problema Ionelei.